Sistemul sanitar din România are multe probleme. Una dintre cele mai importante este lipsa unor medicamente esențiale din spitale și farmacii. În cazul unor afecțiuni precum cancerul, în diverse forme, lipsa medicamentelor poate compromite sau întârzia proceduri medicale. Dincolo de urmările în planul sănătății, nici cele financiare nu sunt deloc de ignorat când pacienții trebuie să cumpere din străinătate. Motivele lipsei unor medicamente sunt multe. Dificultatea de a procura materie primă, probleme la producție, deficiențe de reglementare, decizii de business sau de aprovizionare. România a fost lovită, chiar recent, extrem de puternic din cauza lipsei unor medicamente vitale pentru pacienți. Trebuie să ne amintim doar de criza citostaticelor, iar lipsurile nu sunt numai în domeniul oncologiei. România ar beneficia enorm de pe urma introducerii unui mecanism transparent și accesibil de raportare a lipsurilor de medicamente din spitale și farmacii. În prezent, despre un medicament lipsă se află cel mai adesea pe canale informale de la pacient la pacient. O politică publică de corectare a acestor lipsuri nu se poate face însă decât pe baza unor informații precise și actualizate. Un sistem de raportare ar fi un pas binevenit către o atitudine responsabilă a autorităților române față de pacienți.